Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a organizat o acțiune de informare și conștientizare cu privire la modul în care se derulează activitatea de înregistrare a zilierilor în Registrul Electronic de Evidență a Zilierilor, conform prevederilor Legii 52 din 2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurat. Potrivit unei informări a Inspectoratului Teritorial de Muncă, cu acest prilej, inspectorii de muncă suceveni au controlat doi angajatori din județ, aceștia nefiind identificate nereguli majore. Potrivit informării citate, în primul semestru al anului în județul Suceava au fost înregistrați 60 de beneficiari activi ai muncii cu ziua, cu 20.519 de poziții în registru și cu 1.470 de zilieri distincți activi. Potrivit legislației în vigoare, într-un an calendaristic, o persoană nu poate presta activități în regim zilier mai mult de 120 de zile. Excepție fac ziliere care desfășoară activități în domeniul creșterii animalelor în sistem extensiv, prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol, pentru care perioada de lucru poate fi de 180 de zile. Pe de altă parte, un beneficiar nu poate utiliza o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activitățile de tip sezonier.